Deși pare greu de crezut, fermele pentru îngrășarea viitoarelor soții chiar există. Într-o țară africană cu o populație de aproximativ 4,6 milioane de locuitori, femeile foarte grase sunt considerate etalon al frumuseții și al unei sănătăți bune, în ciuda numeroaselor probleme asociate cu obezitatea. Conform Incredibila.ro, UNICEF estimează că aceste fete sunt forțate să consume până la 9.000 de calorii pe zi, de peste 4 ori mai mult decât recomandarea zilnică a Organizației Mondiale a Sănătății, iar unele rapoarte sugerează că multe femei nemăritate consumă chiar și 16.000 de calorii pe zi. Fetele sunt adesea trimise la fermele de îngrășare pentru viitoarele soții și hrănite cu forța până când au greutatea necesară pentru a îndeplini standardele de frumusețe din regiune. Acest obicei barbar, îndoparea femeii, durează chiar și câțiva ani. Scopul tradiției este de a înfrumuseța femeia și de a arăta societății că aceasta provine dintr-o familie înstărită și că nu este subnutrită. Este greu de imaginat că această tradiție încă mai este de actualitate chiar și astăzi. Părinții își trimit copilele la acele ferme pentru a le face un viitor. Practic, fetele sunt îndopate, obligate să mănânce chiar și de 5 ori pe zi, ajungând în cazurile cele mai serioase să aibă o dietă de până la 16.000 de calorii pe zi. Dacă fetele refuză să mănânce, sunt bătute. Așadar, chiar dacă la început se opun, în cele din urmă tinerele cedează, știind că nu au cum să scape din acest calvar. Îngrășarea se face în timpul vacanțelor școlare sau în sezonul ploios. Așadar, familiile victimelor sunt complice în perpetuarea ceea ce sociologii numesc una dintre cele mai brutale forme de abuz asupra copiilor. Din cauza dietei, fetele ajung să aibă probleme cardiace, diabet, hipertensiune și, mai mult decât atât, încep să sufere și de depresie. În plus, față de izolare, amenințări și bătăi, fermele de îngrășare a soțiilor includ acum o nouă metodă pentru îngrășare, hormonii stimulatori de creștere achiziționați de pe piața neagră. După ce ajung suficient de grase, fetele sunt gata pentru căsătorie. De obicei, căsătoriile sunt aranjate chiar de cei care ar trebui să le protejeze pe micuțe, adică de părinți, relatează Incredibila.ro.